Iar noi, ca în fiecare miercuri, când v-am obișnuit, vă prezentăm niște momente spectaculoase, pentru că, iată, ne întoarcem în timp. Mioara Velicu este vedeta care astăzi se întoarce acasă, la casa părintească. O însoțim în locurile copilăriei, în locul unde a crescut, mai exact în județul Galați. Iar eu zic să vă uitați și să aflați povestea senzațională a acestei extraordinare femei. La câțiva kilometri de Tecuci, în satul Ireasca, am ajuns pe ulița copilăriei doamnei Mioara Velicu. Suntem tare bucuroși că am ajuns aici la dumneavoastră. Eu mă bucur mai mult pentru că vedeți unde m-am născut eu și, așa cum v-am spus, eu sunt la origine țărancă, deci n-am plecat niciodată și n-am uitat de unde am plecat. Mi-e drag să vin de fiecare dată aici, am păstrat casa, chiar dacă am mai îmbunătățit, s-a mai făcut câte ceva. Eu sunt foarte, foarte mulțumită de câte ori vin aici, chiar dacă satul a îmbătrânit, eu mă simt extraordinar de bine. Mioara Velicu ne-a poftit în oaza ei de liniște. Asta da. E casa părintească, casa practic, părintească, da? Da. Casa aici, părintească. Aici v-ați născut? Aici m-am născut. E îmbunătățită pentru că, na, și țăranul s-a emancipat, nu? E îmbunătățită, mă bucur de fiecare dată când intru aici în căsuța mea, pentru că e locul unde am dormit în această casă, cei 8 frați pe care i-am avut. Mai suntem 4 în viață. Foarte frumos. Ia uite ce priveliște. Asta zic, dealul unde eu pășteam vacile și oile. Și unde mă jucam, de fapt, că mai mult era joaca cu copiii din sat, cu picioarele libertate. Goale, spini în picioare, călcâi crăpate. Ce? Dar nu simțeam nimic. N-am mai fost. Și nu mergem și noi astăzi? Așa, într-o vreți mică voi să plimbare? Mergeți? Cu cea mai mare plăcere vă duc pe deal. Toată viața mea, de când mă știu, am cântat tot timpul. Am moștenit-o pe mama, mi-a dat Dumnezeu voce și acolo pe deal cântam și m-auzea toată lumea și auzi fata lui Andrei Velicu, cum cântă. A, mândria aici mândria, era da. Pentru mă familie. Mă bucuram și am învățat foarte multe cântece din sat. Hai, merg prin codru și doinesc. Dorubadii să-l găsesc, măi. Cât e vara de lungă, mama Mioara stă la casa părintească împreună cu Nicu, fratele ei mai mic. Cum vă simțiți aici? Mă simt foarte bine. Și? Cu sora, cu toată lumea, toată vara că stați. Datorită lui sora mea mă simt foarte bine. Am înțeles. Mincinosule! Mincinosul ești. Cum era doamna Mioara în copilărie? Nu mai zic nimic. Păi de ce? Nu mai zic nimic, era cam ușărnică. Da, ușărnică. Ușărnică înseamnă că nu stăteam acasă. Nu stăteam acasă, fugea, ficul, la joacă, da, da. Eu când eram noi toți acasă, mai mult eu, Gelu, Nicu și... Și nu mai băteam. Noi patru. Dar eu îi făceam tuș pe toți. Da, sigur. Eu aveam niște idei din astea. Mâncam și bătaie, ce-i drept. Păi sunt, eram așa. Lăsa-mi eu să te bate pe tine cineva. Mă salvau. Dar eu atât de ușărnic era și atât am făcut de astea, plecam tot timpul de acasă, că tata a zis, mă, nu mai, hai să facem ceva. Eu zic că mamă, hai să o legăm cu fune de piciorul patului. Da. Hai să o legăm, ca să nu mai plece, că dacă pleacă ea, pleacă și ăștia. Și unde plecați? Pe drum, pe uliță. Pe uliță și tot felul de jocuri și pe deal și în vie și peste tot mă duceam. Și apoi dacă mă duceam la prășit cu ei, atâtea glumi făceam și atâtea, nu știu cum îmi venea mie. În minte că zicea, te rog frumos, du-te acasă, că n-are rost să stai cu noi, că nu mai putem să facem treabă, că râdem tot timpul. Du-te acasă. Eu de abia așteptam, mă duc la joacă, nu știu ce. De duce acasă, dar faci. Dădeam mâncare la răță, frunze de salcă. Păi că trebuia să culeg cătină și nu vă, păi eu mă jucam și mama vine de la treabă, ia să mă duc, luam frunză de salcâm, pac, pac, le tocam repede și puneam cu nisip cum se vedea la rațe înainte și rațele stăteau în spate, acum mâncau și când venea mama nu zicea nimic, că le strângea și stomacul, că nu era bun pentru ei de cătină să mănânci. Și zicea, mai bravo mamă, m-am descurcat în viață, să zic.
Dacă aveți vreun loc din curtea asta al dumneavoastră, așa, unde, nu știu, vă ascundeați, făceați... Da, pe undeva pe acolo aveam porumb. Uh-huh. Și veneam cu verișoara mea, Rela, și cu cealaltă, cu Sana. De aici veneam și ne făceam, n-am voie să spun, ne făceam țigări din mătase de porumb și cu foaia aia și ne făceam țigări și acolo. Și aprindeam, într-adevăr, și trăgeam când venea mama și... ce ați făcut, nu știu ce. Deci, de pe atunci, atât am fumat eu atunci când aveam vreo 7-8 ani. Nu știu dacă v-am explicat că eu de la vârsta de 3 ani, că m-am născut în 44 și în 47 era foamete. Și auzeam pe părinții mei, cum zic, măi, a venit la tache Ragoviț, un vecin aici, că o să vi-l arăt, da? A venit fetele de la București și au adus făină și au adus și de porumb și de grâu, au adus acolo și are, măi, ce, măcar o sită, două, dacă am avea și noi, că îți dai seama, mâncam vai de zilele noastre, cum mâncam tărâții, făceam în mămăligă cu tărâții și mâncam. Și eu i-am auzit pe ei și mi-am luat sita și m-am dus în la vecin acolo, la Tache Racoviță. Am strigat la poartă: Tache Racoviță, te-o ruga mămaia să-mi dai două făini. Și mi-a dat omul, mă, și a venit cu făină acasă. Ce pentru, frumos. Și cum au reacționat părinții când v-au văzut că ați făcut rost de făină? Da, bineînțeles că i-am făcut de râs, că m-am dus și am cerut. Da, dar le-a prins bine. Cântăreața și familia ei au prins vremuri grele. Carne, de exemplu, mâncau doar o dată pe săptămână, duminica. Iar despre casa în care locuiau, am putea spune că era una extrem de modestă, veche de sute de ani, dar ideală pentru o copilărie fericită, așa cum spune artista. Și acum, când vine acasă, tot în camera copilăriei doarme. Aici am dormit noi. Aici era un pat. Ușa era mai mică. Aici era un pat făcut din proțap din aia, așa, așa, și făcut cu scânduri, pe scânduri pus păier cu paie, așa, și dormeam patru, doi aici, doi acolo, doi, patru, patru frați dormeam aici. Mama dormea, aici aveam alt pat, și mama dormea cu tata într-un pat și cu un copil, cu Nicu, cu ăsta cel mai mic, da. Da. Wow, deci toată lumea în aceeași cameră? Aici aveam sobă și ne sculam dimineața. Și simțeam mirosul de lapte fiert și de turte pe plită și nu se poate cât de mulțumiți eram și de fericiți. Singura cameră în care stăteați 10 persoane, practic. Da, că da. Cu tot cu părinții. Da, da, stăteam. Asta iarna. Iar aici ai camera care o țineam noi. Zic care o țineam, asta era camera de curat. Când veneau invitați, când venea cineva care era mai deosebit, atunci se ținea camera asta de curat. A, dar stai să spun că aici aveam o cămară unde era un pat, unde dormeam așa, la rând. Sau când venea cineva în vizită la părinții mei, noi toți intram acolo în cămara aia, acolo, și făceam o gălăgie și m-a băgat pe sub perdea, făcea: tu omor când pleacă oamenii ăștia. Să vedeți ce vă fac. Toți eram gălăgiori, da. 8, cred, da, și eu. 8. Ionele! Vino puțin! Bună ziua, bună ziua! Am venit aici, pe ulița copilăriei, cu mama Mioară. Foarte bine, foarte bine. Verișoara noastră, care făceam serbări, care ne duceam la bal, care ne duceam la reuniuni. Cum era în copilărie? Foarte, foarte bună. Foarte bună și foarte isteață. Uh-huh. Adică cam întrecea. Primele clase le-a făcut la școala din sat, care acum s-a transformat în grădiniță, iar emoțiile au copleșit-o imediat ce a intrat pe poartă. Învățam binișor, să știi. Uh-huh. Binișor. Dar tot cu programul artistic, eram de mică. Ce simțiți acum că ați intrat din nou pe curtea școlii, așa? Nu știu, așa... Am un stomac ceva. Mi-aduc aminte de tăblița pe care o aveam, pentru că nu aveam caiete. Pe tăbliță și cu cretă scriam pe ea. Puteam să greșesc, că ștergeam. Da, nu aveam caiete, nu aveam nici, scriam pe tăbliță. Emoționant. Mi-ar plăcea să... Am anii copilărie. Unde mai mergem acum? Acum mergem la școală. La unde școala... am făcut
5-8. 5-8, da. De acolo are cele mai multe amintiri. Deci eram în clasă, chiar în clasa asta eram aici. Uh-huh. Ziua mă jucasem toată ziua și eram obosită și stăteam așa în bancă și soarele îmi bătea așa în obraz și n-ascultam domnul profesor de franceză, domnul Chirvăsuță, și la un moment dat mă trezesc cu o cretă dreptă în frunte și zice, Velicu, nu ești atent, unde ești? Și atunci am învățat de la domnul profesor un cântec în limba franceză, doar atâta știu, da? Am înțeles. Într-o cană vântoșam, la premier marș de ban, la zgonsu, la premier, la troaze marș de rier. Nu știu, și zic, dar cred că am dreptate. Ia uite, băncile alea vechi acolo, ori fi alea de pe vremea... Alea cred că sunt, da, alea sunt. Mai spuneam călimara, uh-huh. Da, cu, uite, se cunoască astea, și astea erau băncile, așa stăteam, cam așa stăteam eu atunci. Haideți, în clasă cu dumneavoastră. Da, în clasă. Și așa. Pe unde stăteați, în ce bancă, pe la mijloc? Cam aici, aici stăteam, da. Uite, aici. Bă, și fii atent, când vedeam, eram litera V și eram la urma catalogului. Și mă gândeam, Doamne, nu mă deschide prima foaie. Mă, cum se întâmpla de o deschidea pe aia de la urmă? Dădea catalogul. Ia să o luăm invers acum. Deci, Velicu, la tablă. Ce-am scris aici, copii? Ce-am scris, copii? Cum a fost să scrieți din nou pe tablă? Extraordinar, Doamne, Maica Domnului! Nimic nu-i plăcea însă mai mult cântăreței decât să meargă cu vacile și oile la păscut pe dealurile din zonă, pe care le cunoștea și cu ochii închiși. Mergeam cu vacile și ziceam așa, mama îmi dădea mâncare de acasă, știi? Aveam mâncare, turte cu brânză, cu... Da. Aveam o bucățică de carne, aveam acolo, dar eu, fiind o gurmandă, o mâncam de pe drum. Aha, super. Și când la 12 nu mai aveam mâncare. Și atunci ce mi-a venit în minte, îi spuneam lui fată lui Irinița, îi ziceam colegă de-a mea, ziceam, haide, Irinița, să ne jucăm de-a bărbatul și femeia. Eu sunt bărbat, eu mă duc la treabă, eu fac, muncesc, fac nu știu, tu când vii, dar știam că ea are mâncare bună. Și făceam colibă din crengi din asta, da. făceam. Eu vin, trebuie să mă odihnesc, eu trebuie să mănânc acum, că am venit la treabă. Și tu îmi pui de mâncare și ea scotea tot ce avea. După ce mâncam, și nu m-am mai joc. Așa, mamă mioară. Șmecheră. Dar mie mai mult îmi plăcea să mă duc cu vacile decât la școală. Și cântați cât era ziua, Doamne, de lungă. Uite, de exemplu, mie îmi vine să cânt acum. Frunză verde de mohor, mă ajunge cât un dor, măi. Din locul unde am crescut și unde am copchilărit, măi. Frumoși ne-o fost ani atunci, când umblam pe deal și lungi, nici o grijă nu aveam și fata mami eram, măi. Cum v-ați simțit așa înapoi? Extraordinar, pe urmele copilării. Păi acum, datorită vouă, am venit și eu pe dealuri, că nu aveam când să mai vin, dar pentru că voi mi-ați creat precedentul ăsta, mă bucur din suflet să mă întorc în locurile copilăriei. Mulțumim mult de tot, doamna Mioara Velicu. În fiecare miercuri mergem cu câte un artist la casa părintească, în locul unde au copilărit. Să știți că pe Mioara Velicu o vedeți și la spectacolul Andrei Tradițional de la Sala Palatului de weekendul ăsta, de sâmbătă și duminică. Mai multe amănunte aflați pe eventim.ro. Am zis doar să vă zic că am văzut-o pe doamna Mioara Velicu. O să mai fie Irina Login, Dolenescu, să mai povestesc eu plantă.